Gata. Bună seara! Bine ați venit la mica mea emisiune. În această seară o să vă prezint o rețetă foarte ușoară, zic eu, chiar dacă la prima vedere pare un pic mai grea. Este cu cacao, cui nu-i place cacao, și se numește Guguluf cu ciocolată. O rețetă pe care am preluat-o de la Martha Stewart, pe care eu o apreciez foarte mult. Să începem cu ingredientele. Am uitat, în primul rând, să vă prezint mascota emisiunii, care este băiețelul meu Andrei, care îi place foarte mult să stea lângă mami atunci când gătește, mai ales când pregătește dulciuri. Și să începem cu ingredientele, să vă explic. Avem 375 de grame de făină, cu 450 de grame de zahăr, 90 de grame de cacao, 4 ouă, 340 de grame de unt, 250 de grame de smântână maturată, 100 de grame de pepite de ciocolată, opțional, puteți sau nu puteți să le puneți, sau puteți să puneți chiar mai multe, 8 grame de bicarbonat de sodiu și 8 grame de praf de copt. Încă 250 de ml de apă clocotită trebuie să fie, apă fiartă, pe care o să o amestecăm cu cacao. Am aflat când am făcut școala de cofetari că cacaoa se dizolvă cel mai bine, se amestecă cu apă sau mai bine zis cu lichid fierbinte. Încă o dată, cacao să fie cernută, da? 90 de grame de cacao cu 250 de grame de 250 de mililitri, mai bine zis, de apă. Vedeți? Dacă aveți un tel, ia uitați-vă ce repede dispar cocoloașele. Foarte repede, nu trebuie să ne panicăm. Ele dispar imediat. Lăsăm puțin la răcit această cacao și ne apucăm mai întâi. Untul trebuie să fie la temperatura camerei. Se alifiază puțin. Apoi adăugăm zahărul în două tranșe. Este foarte bine cum arată, amestecat, frecat foarte bine untul cu zahărul, mixat. Să știți că dacă nu îl frecați foarte bine, nu este nicio nenorocire. Și nu trebuie neapărat un mixer ca acesta, puteți cu un mixer manual. Acum dăm drumul din nou, dar la numărul 2. Adăugăm pe rând ouăle, 4. Cacao amestecate cu 250 de ml de apă fierbinte, o să punem cele 250 de grame de smântână maturată. Așa. Acum amestecăm smântâna cu cacaoa. Vezi? Îți place cum fac? Nu? Când mai crești o să faci și tu? Da. Bine. O să punem puțin din compoziție odată și dăm drumul la numărul 2. Bravo! Nu dăm la numărul 3. O să dăm numai la numărul 2. cele 375 de grame de făină. Da. Le amestecăm cu cele 8 grame de bicarbonat. Nu, mami? Da. Și nu avem voie să umblăm acum acolo. Și cu cele 8 grame de praf de copt. Așa. Și punem și un praf de sare. Le amestecăm. Și o să le punem câte puțin, câte puțin peste compoziția pregătită. Cât pui zahăr, cacaua. Ce am uitat să vă spun, mai punem acum. Asta se pune după gust. Eu folosesc extract de vanilie, mi se pare mult mai bun. O linguriță, două, depinde cât vă place. Puteți să puneți până la 15 ml. Acum pasă numărul 2. Mixerul nostru aici. Da. Mai amestecăm puțin. Da. Este bine. Acum îl ajutăm și cu amestecămța, da? Ca să se incorporeze bine totul. Vedeți cum arată compoziția? O să punem peste compoziție. Ascunsesem pepitele de ciocolată, că altfel venise vulta la ouă, ați văzut? Amestecăm ușor pepitele de ciocolată. Uitați cum arată, da? Asta este consistența lui. Am pregătite două forme pentru Guguluf. Una de 1 litru și una este de aproape 2 litri. Ca să știți cam ce forme v-ar trebui. Dumneavoastră puteți să înjumătățiți cantitatea la ingredientele pe care avem formele de guguluf unse cu unt și tapetate cu cacao. Și tapetate de cacao. Exact. După cum vedeți, trebuie să fie un pic mai sus de jumătate, nu mai mult, pentru că se umflă prea tare pe urmă. Cuptorul trebuie pregătit la 170 de grade, pardon. Dacă aveți cuptor pe gaze, acesta nu este electric, dacă îl aveți pe gaze, puteți să-l programați, să zicem, la o temperatură medie spre mică sau, cum spuneau pe vremuri bucătarii noștri, temperatură potrivită. Pe grătarul din mijloc. Și timpul e discutabil, între 45-50 de minute în funcție de cuptor. Să știți că nu întotdeauna este același timp, e în funcție de fiecare cuptor. Vom reveni după aceea să vedem cum a ieșit prăjitura. Am revenit din nou, am scos din cuptor cele două gugulufuri. Au stat la mine în cuptor 65 de minute. Am greșit inițial când v-am spus 45-50 de minute. L-am lăsat 15 minute după ce l-am scos, după care întoarcem așa frumos, da? Așa, invers. Și acum să vedem cât de bine am știut eu să fac acest guguluf. Ia uitați-vă ce frumos a ieșit. Ia uitați-vă ce frumos este, da? Este o prăjitură perfectă pentru... Când aveți musafiri, se face și repede și este și de mare efect. O să vedeți când este gata și îl pudrăm cu zahăr. Îl lăsăm la răcit. Să se răcească. După ce se răcește, o să-l pudrăm cu zahăr. Am revenit. Între timp, guguluful s-a răcit. Acesta l-am pus pe o farfurie albă. Iar aici, pentru o servire mai deosebită, pentru musafiri, l-am pus pe un platou, am pus de jur împrejur hârtiuță ca să putem să pudrăm cu zahăr fără să facem mizerii. Și o să vedeți ce frumos arată la final. Uitați frumusețe, da? Dintr-o dată a prins forma. Pe urmă luăm ușor hârtiuțele, iar el va arăta deosebit, ca o prăjitură spectaculoasă și este, zic eu, destul de ușor. Haideți să tăiem unul din ele și să vedem cum arată. Tare pufos, să știți, și are, credeți-mă, un gust deosebit de cacao și ciocolată datorită pepitelor de ciocolată. Sper să vă placă, nu pot să vă spun decât spor la treabă și... Se poate să-i dăm cu un topping de ciocolată. Puteți să faceți un ganaj de ciocolată, adică jumătate ciocolată, jumătate frișcă lichidă. Deci părți egale, mai bine zis, de smântână pentru frișcă și ciocolată. Smântâna să aveți grijă să nu o fierbeți, să o încingeți, dar fără a o fierbe. Imediat când e încinsă, ați adăugat ciocolata tăiată mărunt, amestecați până se topește, dată la o parte de pe aragaz, bineînțeles, și o turnați pe Guguluf. Este o glazură de ciocolată care puteți să o folosiți la multe alte prăjituri. O să vă învăț cu timpul, sunt foarte multe lucruri de făcut. O să vă invit pe blogul meu, CristineCuisineBlogspot.com, unde o să vă împărtășesc multe alte secrete și ne reîntoarcem când este gata de pudrat cu zahăr.